Seara bună, dragilor! Astăzi despre școală și cultură. Fără școală nu se face cultură, am zis noi. Și dacă privim în jurul nostru, într-o lume care se pregătește pentru viitor, observăm cu ochiul liber că există din ce în ce mai mult dezinteres față de cultură. Despre cultură și despre școală, despre nevoia de cultură și nevoia de școală, voi vorbi cu două cadre didactice, două excelente cadre didactice, un profesor de litere care a educat multe, multe generații de copii, care scrie cărți, care citește mult, care îl iubește pe Eminescu și pe Nichita Stănescu, care înțelege foarte bine ce înseamnă cultură și rostul ei în lumea în care trăim. Îi spun bună seara doamnei Terezia Filip, bună seara, stimată doamnă! Bună seara, doamna Viorica Pârja! Și o excelentă profesoară de matematică, un om al cifrelor, un om care coordonează o publicație de matematică, dar scrie la o revistă literară. Un om care învață limba chineză, nu știu cum se împacă matematica cu chineza, care vede lumea cu mintea deschisă a matematicianului și cu sufletul sensibil al cărților și al lecturilor. Bună seara, Dana Heuberger! Bună seara, doamna! Am încercat să vă conturez așa o scurtă caracterizare pentru a vorbi despre acest subiect frumos. Nu se poate face cultură fără școală și invers. Și invers. Da. Spuneam că în lumea aceasta care e pregătită pentru viitor, pe cultură dăm din ce în ce mai puțin. Și se întrevede ideea că în școală este din ce în ce mai puțină preocupare pentru cultură. Așa că prima întrebare care mi-ar veni în gând așa ar fi: ce mai înseamnă școala? Sunteți două generații de cadre didactice, un om de matematică, un om de litere, dar cu aceeași aplicare pentru partea de cultură, partea de lectură, pentru iubirea de carte. Și de meserie. Și de profesie, da. Cu siguranță, da. Da. Cine să înceapă să ne spui? Ca să... Păi începe Terezia Filip, îi dăm întâietate. Da, mulțumesc. Nu se poate cultură fără școală, spuneai, apropo de tema emisiunii, așa este, dar dacă o întoarcem, iată două fețe ale ei, nici școală fără cultură. E foarte interesant lucrul acesta. Am reflectat un pic de ieri, de la amiază, când am primit mesajul, la această temă cu dublă valență și cu cele două fețe ale ei. Dacă nu ar fi fost cu sute de ani în urmă și chiar cu mii de ani în societățile antice, o anumită luminozitate a privirii în plan social, oamenii aceia vechi cred că nu și-ar fi făcut primele școli, gimnazii se numeau ele și în latină și în limba greacă, iar primele forme de școală au fost meșteșugul scrisului, să învețe să deseneze literele, semnele. Și apoi încet, încet s-a născut tot mai mult ideea de a contura școală, cultură, universul, încât, iată, prin Evul Mediu s-a ajuns la cele șapte arte liberale, nu? Cele șapte discipline care conturau profilul omului medieval, care nu era deloc lipsit de orizont cultural. Așa. Prin urmare, ce vreau eu să spun? Că fără viziunea aceea cât de cât elevată a celor vechi, nici nevoia de școală n-ar fi apărut. Nevoia de învățătură și de școală apare și ea dintr-un elan către cunoaștere, dintr-un impuls spiritual de autodepășire a omului. Sigur că astăzi toate datele sunt mult modificate față de lumea aceea mai veche. Și dacă privim în universul nostru național, tot așa s-au întâmplat lucrurile. În Moldova, în Valahia, în Transilvania, primele generații care au
au inițiat școlile au fost tot oamenii luminați ai națiunii și domnitorii, domnitorii luminați. Ce fericire când ai în fruntea statului oameni care oameni se susțină da. Luminați și care se susțină instituțiile de cultură și școlile. Aceasta ca punct de plecare, da. Dana, tu cum ai caracterizat școala secolului 21 de doamna Filip? S-a dus în evul mediu. Tu revină în secolul 21. Da, ce mai înseamnă școala? Exact ceea ce intenționam să punctez. Din păcate, școala nu mai are locul pe care îl avea odată. Nu mai are nici măcar locul pe care îl avea în societate atunci când am fost eu elevă. Și asta se vede, se vede peste tot. Și din păcate, o mare parte din lucrurile rele care se întâmplă se datorează, din punctul meu de vedere, inclusiv felului în care ne privesc cei care au făcut legea educației naționale. Mi se pare frustrant ca noi profesorii să fim catalogați ca undeva la periferia actului educațional. E adevărat că este de bon ton în toată Europa ca educația să fie centrată pe elev, dar depinde ce se înțelege prin acea centrare pe elev, adică se înțelege faptul că suntem preocupați de soarta elevului și de a încerca să-l facem să devină un profesionist și un om adevărat, sau suntem preocupați să arătăm că are, dacă vreți, cam știu ce vrei să da, zici. Da, știți că am emoții da. Acum la început. Sau suntem preocupați să arătăm că el are îndatoriri facultative și drepturi obligatorii. Asta am vrut să spun și nu mi-aduceam aminte. Da. Pentru că se pare că asta se conturează din partea celor de la minister și a celor din mass media de cele mai multe ori. Nu se poate ca în legea educației elevul să fie definit ca beneficiarul primar al actului educațional, al educației, părinții să fie denumiți beneficiari secundari a educației și societatea beneficiarul terțiar al educației, iar profesorului să îi se confere un rol la periferie, un rol de prestator de servicii. Părerea mea este că ministerul a încercat să cuantifice ceea ce nu se poate cuantifica, adică legăturile care trebuie să se formeze între elev, profesor și rudele acestora. Probabil din o dorință prea mare de a fi în ton cu ceea ce se întâmplă în vest. Eu am senzația că școala care ar putea să fie un filtru între ce se întâmplă în interior și în societate, în exterior, este depășită de problemele complexe și multe care vă și spun vin asupra de ce e depășită din punctul meu de vedere, ce, de fapt nu este numai punctul meu de vedere, din punctul de vedere al multor profesori cu care am discutat. An de zile, de la Revoluție încoace, am încercat să copiem frânturi de legi și din sistemele educaționale din vest. Și nu întotdeauna am ales ceea ce ni se potrivește. Nu am ales întotdeauna ideile viabile și nici pe cele valoroase. Să vă dau un exemplu. Știți că am predat un an în Franța acum destul de mulți ani și la vremea respectivă nici nu am pus problema să rămân acolo pentru că îmi plăcea mult mai mult ce se făcea în România și felul în care eram încă priviți de societate. Tot timpul le spuneam acolo, păi la noi în România învățăm să gândească pe copii, este extraordinar și așa mai departe. De ce le spuneam asta? Pentru că apucasem să constat în anul acela de predare în Franța că și-au stricat principiile. Deci, ei au avut o reformă a educației în anii 70, în urma căreia s-a ajuns la această educație centrată pe elev,
au ajuns să renunțe la foarte multe dintre exigențe și și-au dat seama, pe măsură ce au trecut anii, că lucrurile la care au renunțat au condus la rezultate care nu au fost benefice întregii societăți. De aceea, nu știu dacă ați urmărit, dar de curând s-au hotărât să facă o nouă reformă a educației în care să revină la valori, principiile și la valorile principi. De dinainte. Da, despre principii și valori vorbim și noi și întorcându-ne la nu se poate face cultură fără școală și școală fără cultură. Și atunci, din păcate, în momentul de față, eu simt că suntem puși la zid de aproape toată lumea, în afară de dumneavoastră. Vă mulțumim că ne susțineți de fiecare dată când aveți ceva bun de spus despre educație, aveți curajul, pot să spun, să spuneți așa ceva. Dar de cele mai multe ori ne simțim puși la zid în media și acuzați pentru niște lucruri particulare pe care lumea le generalizează fără să încerce să se uite mai îndeaproape la toate lucrurile bune care încă există în educație, fără să relateze într-un mod nepărtinitor experiențele rele care într-adevăr trebuie relatate și fără să se gândească la faptul că soluțiile trebuie să vină și din interior. Deci, doamna Filip, ați educat multe generații de copii. Dacă priviți în urmă, și acum, cum se vede? Se vede o foarte mare diferență între școala, să zicem, de acum 15-20 de ani și ceea ce se întâmplă acum în școală. Și doamna profesoară a punctat bine, am prins toate aceste modificări și de legislație și așa zisele reforme care, din păcate, nu s-au susținut una pe alta. Știți, la noi... Cred că au fost cel mai mare număr de miniștri. Reformă după reformă, ministru după ministru și e de mirare că de la nivelul acela al unor profesori universitari care au condus învățământul nu au știut să se susțină unul pe succesiv. Nu conta aici, nu mai contează dacă e un partid sau altul la putere, dacă sunt oameni valoroși cei care conduc învățământul. Și eu m-am supărat foarte tare când am văzut că nu s-a întâmplat lucrul ăsta întotdeauna și au fost măsuri dezastroase s-au luat. Deci am prins schimbările acestea și din păcate rezultatul lor se vede acum. Măsuri luate acum 20 de ani, acum 15 ani, acum 10 ani și poate că și de dată recentă. Această extrem de mare libertate, nu știu din ce motiv, din ce reacții afective date elevului, părintelui să intervină în procesul educațional și treptat scăderea atribuțiilor și a statutului profesorului. Regulamentul de ordine interioară în legea educației sunt prea multe libertăți prost înțelese. Date. Nu cumva sunt și profesori care acolo, la catedră, aici elevilor, poate că nu și-au făcut profesia, n-au chemarea necesară. E posibil necesară. Și acest lucru, pentru că modificările produse în învățământul universitar, iarăși de dată recentă, au făcut ca de multe ori să ajungă la catedră, poate că oameni insuficient pregătiți. Da, exact. Sigur că acum mulți ani facultatea, sistemul învățământului universitar era 4 ani, era 5 ani și într-adevăr cel care era traversat printr-o universitate dificilă, nu era universitatea atâtea, în toate cartierele, în toate orășelele, cum avem acum. Aceasta mă întreb și toată lumea spune, mă întreb dacă nu e iarăși o problemă. Adică foarte mult producem competențe și diplome. Diplome producem multe, nu știu dacă și competențe producem tot atât de multe. Și, de exemplu, învățământul de 3 ani, urmat apoi de un an sau doi de masterat, face să ajungă de multe ori la catedră, poate că un om insuficient de maturizat științific și didactic pentru a conduce și a avea autoritatea și științifică și didactică pentru
pentru că aici se pune problema a două modalități, a două autorități sau poate a multiple autorități, ca să conduci și să scoți elevii bine pregătiți, nu știu, nu cu autoritate excesivă. Eu lucrez și acum într-un sistem al meu particular și tot ce se petrece în școală vine la mine, curge înspre mine și uneori mă afectează foarte mult. Spuneați de cultură și de educație. Păi, sigur că da, poate ne supără reacțiile elevilor de undeva, unde îi vedem noi în public, pe stradă, pe trotuare, în săl de concerte sau de spectacole sau în localuri sau pe unde mai vedem și poate că suntem nemulțumiți de reacțiile lor. Mi se pare că munca educativă a căzut în desuietitudine totală. Și sigur că era supărător poate în sistemul comunist că eram obligați să facem foarte multă educație din aceea de care făceam atunci. Poate era și un pic de îndoctrinare pe lângă tot ce făceam, dar aveam grijă să facem educație. Mai trădam acele teme politice și le infiltram cu foarte multe teme culturale și era superb. Mi se pare că acum lipsește această componentă din școală. Cine e de vină? E de vină programa școlară? Sunt de vină cei care coordonează învățământul și vor ca elevul care termină liceul să știe de toate și să nu știe aproape nimic? Da. Da. Sunt vinile acestea, o să spună și doamna profesoară, dar eu vreau să spun, vina este exact în aceste puncte. Și în modificarea programei școlare, într-un fel de simplificare a ei, încât eu vorbesc acum de programa, să spunem, de curricula de limba și literatura română, prin care li s-a indus elevilor următoarea atitudine. Adică să facem cât mai puțin, să clișeizăm cât mai mult. S-a ajuns la o excesivă clișeizare a întrebărilor de bacalaureat, de testare. Copiii știu acele clișee pe din afară, dar dacă vrei să dezbați cu ei pe larg o operă a unui scriitor sau problematicile din ea, care aici e frumusețea și atracția. Nu mai știm nimic în afară clișeilor. Se vorbește foarte mult despre analfabeții funcționali, da, despre produce. Generația care stă în fața calculatorului, digitalizare extraordinară și care nu știu, au informație, dar nu știu să explice sau să înțeleagă, să spună. Și au o inteligență extraordinară, probabil, în multe situații. Tocmai din această interferență a tânărului, a adolescentului cu aparatele, cu rețelele, au informație de o altă factură. Iar cultura e destul de subțire și deși au sete și nevoie de cultură. Aici școala găsesc. Asta vreau să o întreb pe Dana, care este profesor de matematică. Îmi permit să polemizez puțin cu doamna Filip. Nu știu, mie mi se pare că mai există mulți profesori tineri dedicați. Și eu am văzut mulți profesori tineri foarte buni. E drept că există și profesori tineri care nu fac față, dar nu e la fel în toate meseriile. Dacă îi punem pe toți în aceeași oală, oare nu ne punem și pe noi împreună cu ei? Și nu aruncăm în derizoriu toată munca noastră și a celor tineri care vor să performeze și care chiar performează? E drept că acum vin dintr-un mediu foarte favorizat de la Colegiul Național și în CAI. Da. Dar eu am văzut extrem de multă implicare și extrem de multă dăruire, mult timp alocat elevilor. Se fac foarte multe lucruri în plus, pe lângă curriculă, pe lângă programă, se fac activități de voluntariat și asta se vede. Tu ești privilegiată, da, că vii dintr-un colegiu. Bine, foarte bun. Privilegiul mi l-am făcut cu mâna mea, doamna Pârja, pentru că am dat un concurs în care am fost 23 pe 4 locuri, subiecte corectate la Cluj. Dar, cum să spun... Mai este același lucru și astăzi? Nu mai este, din păcate, nu. În fiecare zi simt că trebuie să fac multe lucruri în plus pentru privilegiul acesta. Deci e un privilegiu pentru care muncesc poate de 5 ori mai mult decât aș fi muncit oriunde în altă parte. Dar, într-adevăr, mă și bucur pentru faptul că pot să lucrez cu copii deosebiți.
Na, vedeți? Și, da, dar vreau să vă spun că cifrele, cultura și cultura generală, după mine, nu înseamnă același lucru. Categoric. Și nu evident cred că procentual numărul oamenilor însetați de cultură a scăzut în ultimii ani. Am văzut și mulți tineri extrem de cultivați. Poate receptează altfel cultura decât am făcut-o noi. Cu siguranță că au alte repere, dar sunt fantastic de informați, tocmai din cauza sau datorită digitalizării, și știu foarte multe, în extrem de multe domenii. Nu mi-e rușine să recunosc, de exemplu, că e drept că acum vreo 15 ani l-am descoperit pe Gabriel Liceanu de la fiica mea. Foarte frumos, deci, da, da. Care da. A făcut tot carieră în matematică. Da, și era la deci știți, dacă noi, ne inducem, ne introducem în aceeași oală pe toți, mi se pare că greșim. Evident că nu. Pentru că mai există foarte, foarte mulți oameni pasionați de ceea ce fac, de toate vârstele. Adevărul e, da, că omul sfințește locul în care e se află. E drept că analfabetismul funcțional a crescut, cu astea sunt de acord, din păcate. Și se datorează schimbărilor de programă pe care le spuneați, schimbărilor de mentalitate care au fost induse în societate și de mass media, de exemplele negative pe care le-au văzut pe toate televiziunile, nu e, poți să reușești dacă ai foarte mulți bani, nu trebuie neapărat să fii educat. Televiziunea nu ne arată și continuarea, cât timp durează acea reușită, cât durează banii, cât durează frumusețea, până aici, te prinde. Aici au de lucrat, știți? Profesorii, da. Deci, vorbeam despre asta, filtrul acela, că școala ar trebui să fie un filtru între ceea ce ajunge la elev. Copilul stă la școală 6 ore pe zi. Da? Și ajunge foarte mult. Copilul stă la școală 6 ore pe și zi. Ajunge acasă unde și părinții sunt plecați la muncă, vin de multe ori seara târziu sau sunt plecați în străinătate și copiii sunt lăsați cu bunicii. Și de aici intervine o lipsă de comunicare și de filtrare, așa cum spuneați voi, dumneavoastră. Da, poți să-mi spui voi. Nu. Da, da, sigur că da. Da, este, eu sunt de acord cu dumneavoastră ce spuneți, cu dumneavoastră, da? Sigur că există școli de elită și în care eu este una, cunosc cumva. Bine, da. din copiii pasionați de cultură nu veneau decât din astfel de medii și înainte. Deci, da. Analfabetismul funcțional e una și, din păcate, a crescut. Dar a crescut foarte procentul mult și este o amenințare, sigur, aș spune, da. Pentru că, vedeți, într-un județ avem poate una, două, trei școli ca și în Caiul. Păi n-au fost mai multe niciodată. Totdeauna le puneam pe același loc, eventual Dragoș Vodă din Sighetul Maloației, colecta toate eminențele de acolo, de pe Valea Izei, și din coace era și în Caiul și sigur că invidiat și urmat și de alte licee și nu e situația aceeași, o putem generaliza în alte licee și la alte nivele. În afară de cele 6 ore pe care elevul le petrece în școală, bine ar fi ca ele să fie, nu știu, să reușească să-și impună amprenta definitivă și definitorie asupra profilului elevului. Însă, când iese din școală, elevul acesta devine cumva receptorul a tot ce revarsă asupra lui. Mediul familial, societatea, mai ales copilul lăsat de părinți în seama bunicilor, dar am văzut copiii lăsați în seama vecinilor, a rudeniilor sau poate a casei, singur copilul cu părinți plecați de ani de zile. Apoi este în seama rețelelor de socializare pe care nimeni nu le controlează și nimeni nu le parolează pentru elevi. Adică elevii, vine asupra lor totul. Și e destul de dificil pentru un adolescent de 15 ani, de 14 ani, de poate mai mic, să filtreze el valoare și non-valoare, bine și rău de acolo. Cum să facem filtrul acesta? Cum să deosebim adevărul de neadevăr? După un moment de publicitate și continuăm, evident, cu nevoia de cultură și nevoia de școală. Publicitate.